La un ghișeu mi-am dat seama că sunt tratat ca un Volkswagen. Passat. Și după ce am tot fost Volkswagen Passat de la un ghișeu la altul, n-am mai rezistat și am spus doamnei de acolo că și dânsa aduce cu un Mercedes. Vito. Prea mulți se strecurau de parcă aveau Opel Agila sau poate că dețineau Toyota Auris. Încep să-mi pun problema că nu sunt îndeajuns de smart și mă duc către biroul șefului cu viteză de Mitsubishi. Lancer. N-am decolat bine că m-a oprit bariera. Secretara. Șeful era plecat la un drive test cu remorca. Îi arăta cam cum merge Renault Laguna. Anul trecut testaseră Golful și acum de an Seat Ibiza. După ce am făcut de mai multe ori presiune la roți, a apărut copilotul. Un puștan. Din câte am băgat de seamă, l-a adus la muncă un bolid marca Tata. Arăta de parcă ar fi condus toată noaptea un Ford Fiesta. Și spre dimineață, într-o șicanare în trafic, s-a lovit la nas cu un Fiat. Line. Se chinuia să fie în fața mea ca un Subaru Impreza. Dar se vedea că e cam Forester. Avea urme de Duster pe saco. Totuși, la gât avea urme de soare de la un Hyundai. Santa Fe. În fine, a încercat să mă evite cu viteză de Lamborghini, dar m-am băgat în fața lui, am frânat brusc și am dat roșu la semafor. Auzit discuția și o domnișoară de la computerul de bord din birou și și-a scos centura de siguranță în fața mea. Meseria ei era să plimbe două hârtii de la un birou la altul, dar mai făcea și ture de noapte. Era o combinație reușită între Volkswagen Transporter și Ford Escort. La gât avea un colier Skoda. Superb. Probabil că avea un salariu destul de grand și rog. Cu toate că nu deținea treptele superioare. Ca dotării, port bagajul nu era foarte încăpător. Două airbag-uri din dotare, în schimb, se baza pe bot. A intrat în derapaj necontrolat și a chemat băieții de la boxe. Aceștia niște Dacia Papuc carosate cu impresii de Peugeot. Boxer. Și atunci au apărut șicanările în trafic. Hai că-ți dau una de crossover, poate-ți dau un Hammer de te trimit la Land Rover și tot așa. Bine că nu i-am lovit pentru că nu aveam asigurare. În schimb, ei aveau sigur casco. La ghișeu e ca la Formula 1. Cu circuit închis.